Open our Bibles to the Gospel of Mark. Vom continua cu acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu and din Marcu de la capitolul 8. We are going to continue with this marvelous word of God from Mark chapter 8. Și vorbim de la versetul 27 până la capăt 38. And we are going to start actually from Matthew from the last chapter of Matthew and we are going Marcu. We are going to start Marcu de la 8 de la 27. Mark chapter 8, we're going to start from verse 27. De la până la 38. All the way to verse 38. Mărturisirea lui Petru. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei le-au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții ce mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis: înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața, din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Jesus went out along with his disciples to the villages of Caesarea Philippi, and on the way he questioned his disciples, saying to them, who do the people say that I am? They told him, saying, John the Baptist, and others say Elijah, and others one of the prophets. And he continued questioning them, but who do you say that I am? And Peter answered and said to him, you are the Christ. And he warned them to tell no one about him. And he began to teach them that he, the Son of Man, must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise from the dead. And he was stating the matter plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning around and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, get behind me, Satan, for you are not getting your mind on God's purposes, but on man's. And he summoned the crowd together with his disciples and said to them, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it benefit a person to gain the whole world and forfeit his soul? For what could a person give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with his holy angels. Vă invit să ocupați locurile. I want to invite you to take your seats in the presence of God. Este o binecuvântare să fim din nou împreună. It is a blessing to be once again together. Acesta este un har care Dumnezeu îl manifestă pentru fiecare dintre noi. This is a grace that God manifests for each one of us. Așa cum am spus în dățile trecute, vom continua subiectul acesta al vegherii. And just like we have mentioned the last times, we are going to continue on with the topic of watchfulness. Veghere, partea a treia. Watchfulness, that is part 3. După miracolul acesta al înmulțirii pâinilor, and after this miracle of multiplying of the bread, vom vedea că fariseii s-au ofensat foarte tare. We will see that the Pharisees got offended very, very much.
Sigur că au avut discuții între ei. It is true that perhaps they had conversations amongst them. Și apoi au venit la Iisus într-un glas. And after that they all came with one voice to Jesus. Ca să-l pună la probă, la încercare. To put him to the test. Și au cerut un semn din cer. And so they asked for a sign from heaven. Veți vedea că și Nicodim a venit să întrebe noaptea pe Iisus. And you will see that even Nicodemus, he came during the night to ask Jesus questions. Avea el întrebările lui. You see, he had his questions. Chiar posibil că una din întrebările lui să fi fost privitor la semnul din cer. It is very possible that one of his questions was also involving regarding a sign from heaven. De ce Iisus n-a făcut semn ceresc ca să-și arate autoritatea? So then why did Jesus not perform any sign from heaven in order for him to prove his authority? Și Domnul i-a dat lui Nicodim un alt răspuns. And so the Lord Jesus gave Nicodemus a different answer. O întrebare la care el nu se aștepta. With a question that Nicodemus did not expect. Și prin care i-a arătat clar că el și tot iudaismul, ei nu sunt mântuiți de fapt. And through which he proved to Nicodemus that he, along with the entire, all the Jews, are not actually saved. Când citim Evangheliile, se vede foarte clar și se simte lucrul acesta. When we read the Gospels, this is very evident and is actually, you can feel it. Că pe măsură ce timpul trecea, that based on how time was going by, furtuna aceasta împotriva lui Iisus creștea din ce în ce mai mult. This storm of opposition against Jesus was growing and intensifying more and more. Iudeii încep să creeze tot mai multă împotrivire. The Jews are starting to create more and more opposition. Discuții, and there's all kinds of discussions, all kinds of disputes. Până la urmă confruntări publice. And even confrontations, public confrontations. Încercând parcă cu tot din adinsul să-l oprească și să-l provoace să facă semne din cer. Trying somehow with all their strength to try to provoke him to perform a sign from heaven. Erau tulburați de faptul că mulțimile îl urmau pe Iisus. They were perturbed by the fact that the crowds, the multitudes were following Jesus. Credeau în el. And the fact that the multitudes believed in Jesus. Într-o anumită împrejurare chiar găsim o afirmație tulburătoare pe care iudeii au făcut-o. In one particular instance, we can find a very alarming affirmation that the Jews made. Când spuneau, poporul acesta nu cunoaște legea, este blestemat. When they said, these people don't know the law and they're cursed. Pentru că poporul aștepta de la Iisus oarecumva ca și cum el este prorocul. Because the people were viewing Jesus and expecting from Jesus somehow for the fact that he was viewed as the prophet. El este Mesia. For the fact that he was the Messiah. Sigur că ucenicii fiind cu Isus. Surely the disciples having been with Jesus. În aceste circumstanțe deosebit de provocatoare. In these extremely provoking circumstances. N-au scăpat nici ei de niște acuzații, they insulte, provocări. They also could not avoid certain insults, provocations, certain accusations. Atacul însă nu venea din partea conducătorilor. Yet you see the attack was not coming from the leaders. Ci venea direct din partea diavolului. The attack actually was coming directly from the devil. Care era în spatele acestor farisei. And the devil was behind all of these Pharisees. În spatele acestor iudei. The devil was behind all of these Jews. Care îl provocau pe Isus. Who were provoking Jesus. Și oarecumva încercau să pună în confuzie și pe ucenici. And somehow these attacks were trying to put in confusion even the disciples. Ca și cum Iisus nu este Mesia. As if Jesus is not really the Messiah. Trecând prin toate aceste experiențe cu fariseii. And so going through all of these experiences with the Pharisees. Ucenicii au putut învăța de la Iisus cum să se raporteze în astfel de circumstanțe. The disciples were able to learn directly from Jesus how they should act or react under such circumstances. Mai ales că Domnul i-a avertizat de la bun început că vor fi persecutați. Especially given the fact that Jesus warned them from the beginning that they will be persecuted. Să știți că prin citirea Bibliei și prin rugăciune vine creșterea spirituală. You should know that through the reading of the Bible and through prayer, spiritual growth is accomplished. Dar nu vine
toată creșterea spirituală. Yet you see, not all the spiritual growth is accomplished through these two things. Trebuie să vină și ceva persecuție ca să vină mai multă creștere. A little persecution has to come also in order for more growth to be accomplished. Se poate cu toate acestea, măcar că ucenicii erau lângă Isus. And with all of this said, although the disciples were very close to Jesus, și au asistat la toate provocările la care a fost pus. And they saw all the provocations that Jesus was prone and exposed to. Vom putea vedea și falimenturile lor. We can also see their failures. Limitările lor. And their limitations. Ba chiar căderile lor. Even their fallings away. La un moment dat, Domnul Iisus le spunea în Ioan 16:12. In one particular moment, the Lord Jesus himself in John chapter 16:12. Mai am să vă spun multe lucruri. Jesus said, I have many more things to say to you, Jesus said. Dar nu le puteți purta. Yet you cannot carry them, you cannot bear them. Nu le puteți purta pentru că sunteți încă prea cruzi. In other words, you cannot yet bear them because you're still too young. Prea limitați. You are still too limited. Asistăm mai târziu la căderea ucenicilor din credință. A little later we can see the fallings away from of the disciples from faith. Noi nu știm exact inima acestor ucenici. We don't exactly know the hearts of these disciples. Dar știm ce spune Scriptura, că până la urmă toți l-au părăsit și au fugit. What we do know is what the scriptures say, that in the end they all denied him, they all fled away from Jesus. Dar de asemenea asistăm și la restaurarea lor. At the same time we can see their restoration. Când în Ioan 20:22 Iisus a suflat peste ei Duh Sfânt. When in John chapter 20 verse 22 the Lord Jesus breathes the Holy Spirit on all of them. Noi știm că atunci când un om își pierde credința din inimă. We know that when a person loses their faith from the heart, își pierde nașterea din Duh. They actually lose their new birth of the Spirit. Ca să fii născut din nou, trebuie să fii născut din apă și Duh. Because you see, in order for a person to be born again, they must be born of the Spirit and water. Nu este greu să înțelegem ce înseamnă nașterea din apă. So you see, it is not hard for us to understand what it means to be born of the water. Este lucrarea pocăinței. This is the work of repentance. Dar nașterea din Duh vine în urma credinței, however, în inimă. However, the birth of the Spirit comes after believing, after the faith in the heart. So, ucenicii, cu alte cuvinte, au pierdut totul. So, in other words, the disciples came to the point when they lost everything. Toate promisiunile care le-au fost făcute au fost pierdute. They lost everything. All of the promises that were made to them were lost. Și acum, uitați-vă, sunt cu Iisus pe ultimul lor drum spre Ierusalim. And now let us look here. They are on their journey on the last road to Jerusalem. Ei nu știau că e ultimul drum la Ierusalim. And they didn't know that this was their last trip to Jerusalem with Jesus together. Iisus le spunea, la Ierusalim voi avea de suferit. Jesus was telling them, in Jerusalem I'm going to have a lot to suffer. Mă vor omorî. They're going to kill me. Dar ucenicii parcă priveau cu ușurință toate aceste spuse. Yet it seems like the disciples were taking lightly all of these words that were said by Jesus. Probabil se gândeau că este ceva simbolic acolo. Very likely the disciples were thinking there's something symbolic involved in all of those words. Moartea de care vorbește Iisus înseamnă ceva. Perhaps they thought that the death that Jesus was talking about meant something. Învierea lui înseamnă altceva. His resurrection meant symbolically something else. Și probabil se ajunge prin toate astea la o experiență, la o statură spirituală, socială, economică. And very likely they thought through all of this experience they're going to reach a stature that's going to be economical, social, a different stature. În toate acestea se poate vedea orbirea parțială a ucenicilor. And in all of this what's evident is the partial blindness of the disciples. Ei nu înțelegeau ce vorbește Domnul. They were not understanding what the Lord was communicating to them. Ei pur și simplu așteptau acum restaurarea împărăției lui David. Simply said, they were just waiting for the restoration of David's kingdom. Dar Domnul identifică în repetate rânduri această orbire parțială a ucenicilor. Yet the Lord Jesus repeatedly identifies this partial blindness of the disciples. De la versetul 16 la 21. From verse 16 to 21. Găsim acel pasaj, în special versetul 18. Especially in verse 18 we find this passage. Aveți ochi și nu vedeți.
Aveți urechi și nu auziți și nu vă aduceți aminte deloc. Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? În versetul 17. Furthermore, in verse 17. Îi întreabă, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți? Tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită. Here the Lord Jesus asks them, why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet comprehend or understand? Do you still have your heart hardened? De fapt, iubiți frați și surori, trebuie să vedem că se pare că ucenicii frământau și ei ceva din aluatul fariseilor. Actually, here it is important for us to know and see that the disciples were mixing some of the dough of the Pharisees. Veți vedea că și mai târziu biserica primară încă va mai avea de frământat ceva din aluatul ăsta. You will see that even a little later on, the early church will still have to deal somehow with some of the dough of the Pharisees. Și Iisus încerca de la bun început să avertizeze, să elimine tot aluatul fariseilor. And Jesus was trying to warn them from the very beginning that they will have to completely eliminate all of the dough or the leaven of the Pharisees. Necredința, nepriceperea, which was the unbelief and also the misunderstanding. Căutarea asta după o anumită poziție, după economie și așa mai departe. This chasing after a certain position, after the economy, after certain things. În experiența bisericii primare, Anania și Safira au fost un exemplu de aluat farisei. In the experience of the early church, Ananias and Sapphira were an example of the dough of the Pharisees. Apoi veți vedea iudaizatorii care vor face probleme lui Pavel în Antiohia și pretutindeni. Furthermore, you will see the Judaizers which are going to create great big problems for Paul in Antioch and all over the place. Sunt pur și simplu un aluat în plămădeala bisericii primare. You see, all of these people are just simply said a dough in the leaven of the early church. Apoi în vremea apostolului Ioan, deja se vorbim de anii 100, Balamiții și Nicolaiții erau un aluat în plămădeala bisericii. Again, primare. In the time of the apostle John, in the year of 100, the Nicolaitans and the Balamites were again a Pharisaic dough in the dough of the early church. Și vor face multe stricăciuni. And they are going to create a lot of problems and do a lot of damage. Vreau să vedeți de ce Domnul a pus așa de mult efort. And so I want you to clearly see here why the Lord Jesus put so much effort. Pentru a îndepărta în primul rând din viața spirituală a ucenicilor lui aluatul fariseilor. In order to remove, first of all, from the lives of his disciples, this dough of the Pharisees. De fapt, orbirea lor spirituală venea tocmai din acest aluat. Because actually their spiritual blindness emerged exactly from this Pharisaic dough. Și am învățat așa din experiența Mântuitorului nostru. And so we have learned from the experience of our Savior. Că orice fel de aluat. That any kind of leaven or dough. Care poate fi învățătură, predicare, profeție. Which can be teaching or preaching or prophecy. Poate fi om al lui Dumnezeu. It can be a man of God. Poate fi orice. This could literally mean anything, be El anything. Trebuie să treacă trei probe. This they have to pass three tests. Noi trebuie să punem în fața noastră trei probe întotdeauna. We always have to put before us three tests. Ca să putem elimina aluatul fariseilor din noi. In order to be able to eliminate the dough of the Pharisees from us. Adeseori tindem să credem că fratele, sora, cineva din church, un anume predicator, are aluat. Many times we tend to believe that it is the sister or the brother or somebody from the church that has the false dough, the Pharisaic dough. Eu astăzi mă provoc pe mine și vă provoc pe fiecare din dumneavoastră. Today, however, I'm going to challenge myself and I'm going to challenge each one of you. Să ne punem întotdeauna la testul biblic. To always put ourselves to the biblical test. Și să vedem dacă nu cumva acest aluat este tocmai în mâinile noastre. And to see whether this dough, this Pharisaic dough is not exactly in our hands actually. Dacă nu cumva este în inimile noastre. To see whether this Pharisaic dough is actually in our hearts. Trebuie identificat întotdeauna aluatul fariseic. The Pharisaic dough always has to be identified. Deci prima probă este identificarea
cu Scriptura. So, first of all, the first test is identifying it with the Scriptures. Vă aduceți aminte de predica prima despre veghere? Do you remember about the first preaching about watchfulness? Când am folosit Luca 11 when pentru identificarea aluatului. Luke chapter 11 in order to identify the leaven or the dough. Și acolo Domnul Iisus Hristos a vorbit aproape un capitol întreg despre tematica aceasta. And here the Lord Jesus almost an entire chapter talks about this particular topic. Sigur, avem de identificat mult cu Scriptura în noi. Yes, it is true we have to identify so much with the Scriptures when it comes to us. Dar trebuie să luăm Scriptura. However, we have to take the Scriptures. Și să facem această identificare. And only in this manner for us to be able to make this distinguishment or identification. Să ne punem noi toată pocăința noastră acumulată de-a lungul zecilor de ani în ciurul, în sita Scripturii. For us, to take all of us a Christian life experience, to take it and put it into the sieve. Da, în strainul ăla Scripturii. In the strain of the Scripture. Și cu siguranță Scriptura va identifica aluatul. And surely in this manner the Scripture is going to distinguish and identify the dough. Poate ești un credincios foarte sincer. Perhaps you are a very sincere believer. Iubești pe Domnul Iisus Hristos. And you love the Lord Jesus Christ. Iubești rugăciunea. And you love prayer. Și vrei să crezi că ești un credincios autentic. And you want to believe that you are an authentic Christian believer. Tocmai această gândire trebuie să te pună într-o poziție de cercetare personală. And it is this exact mindset that should be placing you under a personal, deep personal spiritual examination. Când apostolul Pavel îi mustra pe unii și spunea: pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. When the apostle Paul was rebuking some people and telling them you should examine yourself whether you're still in the faith. Trebuie să ne cercetăm întotdeauna dacă suntem în credință. So you see we have to always examine ourselves dacă nu cumva noi suntem deraiați and cu ceva. Whether we have gone astray somehow. Am avut câteva ocazii, nu prea multe, să mă duc la rugăciune, la verificare. I have had a few opportunities in life, not too many, to go to certain prayer groups for a verification, personal verification. Nu mă duc la oricine. I don't go just to anybody. Mă duc la vase puternice prin care știu că Dumnezeu mă poate cerceta. I go to a powerful prophetic vessels that I know God can test me through. Și stau înaintea Domnului înainte de aia și spun: te rog frumos, cercetează-mă tu și scoate din mine orice aluat. And before doing that, I spend time before the Lord and I pray and I say, Lord, search me and take away any kind of false dough from within me. Asta e scopul. This is the purpose. Și dacă am 10 cauze, nu pun niciuna. Pe mine mă interesează requests, starea mea înainte lui Dumnezeu. I don't bring them before the Lord because what interests me, what I'm focused on is my own personal state before God. Apoi, cea de-a doua probă. The second of all, the second test. Uitați fariseii. Let us look at the Pharisees. Credința în miracolele lui Isus. The faith in Jesus' miracles. Vreau să vă spun, am auzit chiar la Thanksgiving-ul trecut. I want to tell you, I heard even at the last Thanksgiving. Nu anul acesta, în 2022. Not this year, but in the year of 2022. Când un frate a venit și a mărturisit o experiență, o vindecare dintr-o altă biserică. When a brother from a different church came and testified about his healing, his experience. M-am bucurat. I was so am glad crezut to hear it. Miracolul sau vindecarea. I believed the miracle. I believed the healing. Pentru că cel care face vindecare nu este omul. Because the one who does the healing is not man. Este Domnul. It is the Lord. Indiferent cine se roagă. Regardless of who's praying. Că se roagă fratele acesta, că se roagă fratele acesta, grupul acesta, biserica aceasta, sau altă biserică, sau alți frați păstori. Or other pastors. Când Dumnezeu, când se întâmplă o vindecare, when a healing takes place, noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu. We have to glorify God for it. Pentru că nu omul face vindecarea. Because it is not the man who performs the healing. Uitați-vă la acești farisei. Let us look at these Pharisees. Pur și simplu încercau să conteste orice vindecare. They try to oppose and question every single healing. Dacă s-ar fi întâmplat la rugăciunea lor, if it would have happened during their prayer, să fie avut ei internet, o puneau pe toate
canalele de internet. If they would have had any internet, they would have placed it on all the internet channels. Și pe YouTube și pe Facebook. On YouTube, și on pe Facebook, you would have seen it everywhere on the social, all over the social media. Dar miracolele făcute de Domnul. However, the miracles that were performed by the Lord Jesus Christ. Astea trebuie astupate. These have to be covered up. We must not talk about them. Nu trebuie recunoscute. We don't have to acknowledge them. Dimpotrivă, acuzate că e demonism. On the contrary, accused that he's using, he's performing them through with demonic powers. Orice miracol se întâmplă oriunde. Any miracle that takes place anywhere. Orice vindecare. Any healing. Orice fel de, știu eu, eliberare de demon. Any deliverance from demon possession. Să știți că este manifestarea puterii lui Iisus Hristos. You should know that it is the manifestation of the power of the Lord Jesus Christ. El a spus, toată puterea mi-a fost dată because în cer he said, și pe pământ. All the power was given me in heaven and earth. Nu oamenii, nu bisericile, not the people, nu cultele, nu denominațiile, not the association, not the pastor, it's not the evangelist, nici profeții, nor is it the prophets. Nici unul nu sunt făcători de miracole. Not one of them are miracle doers. Psalmistul spune că Dumnezeu este singurul care face minuni. The psalmist says that God is the only one who performs wonders. De aceea, miracolele, vindecările, for that reason, the miracles, the healings, trebuie să promoveze valorile împărăției lui Dumnezeu. They have to promote the values of God's kingdom. Și extinderea împărăției lui Dumnezeu. And also the expansion of God's kingdom. Deci uitați-vă, farisei căutau să nege totul. So you see the Pharisees, in other words, tried to negate everything. Eu aș vrea să îndemn biserica de aici. I, however, want to exhort the church in this place. Întotdeauna promovați miracolele care Dumnezeu le face. Amen. Always promote the miracles that God does. Că nu face întotdeauna miracole. Because he doesn't always do miracles. N-a făcut întotdeauna când am vrut. You see, he perhaps didn't always make perform miracles when we wanted to. Și n-a făcut întotdeauna când tu ai vrut. And perhaps he didn't always perform miracles when you would have wanted to. De aceea când le face, trebuie să le promovăm. So you see, for that reason, when he performs them, we must promote them and acknowledge them. Apoi, cea de-a treia probă sau test. Furthermore, the third test este primirea unei înțelegeri spirituale. Is the receiving of a spiritual understanding. Uitați-vă la farisei. Let us look at the Pharisees. Uitați-vă la conducătorii iudei. Let us look at the Jewish leaders. Nu înțelegeau. They simply just could not understand. Nu înțelegeau lucrarea lui Isus. They couldn't understand Jesus' work or ministry. L-au numit în toate felurile pentru că nu pricepeau. Because simply they were not understanding. Până la urmă chiar Domnul vorbește despre ei și le spune în față. The Lord Jesus in the end even he talks about them and says them to their face. Căci cu privire la poporul evreu se întâmplă ceea ce a profețit Isaia. That regarding the Jewish people, exactly what Isaiah prophesied is happening. Că poporul acesta a ajuns orb. That these people ended up being blind. Orbirea spirituală, iubiți frați și surori. The spiritual blindness, my dear brothers and sisters. Vine din aluatul fariseilor. Comes and emerges from the Pharisaic dough. De aceea trebuie să ne păzim extrem de mult de acest aluat. For that reason, we have to avoid and protect ourselves from coming into contact with este this dough. Este foarte adevărat că nu mai avem pe farisei între noi. It is true that we no longer have the Pharisees amongst us nowadays. Dar să știți că de multe ori putem fi atacați de spiritul farisei. Yet you should know that still many times we can still be attacked by the Pharisaic spirit. Uitați-vă la acești ucenici. Let us look at these disciples. Sunt în drum spre Ierusalim. They are on a trip on their road to Jerusalem. Un drum pe care se întâmplă miracole. On a road that miracles is taking place on. Orbi văd. The blind are seeing. The lepers are being cleansed. A avut loc schimbarea la față. The transfiguration took place. Apoi intrarea triumfală în Ierusalim. Furthermore, the triumphal entry into Jerusalem. Ucenicii trebuiau să vadă Scriptura împlinindu-se. The disciples had to see the scriptures being fulfilled right before their eyes. Dar parcă toate astea îi orbesc și mai tare. Yet it seems like all of these are blinding them even more. Trebuie să vedem sindromul acesta. We therefore have to see this syndrome. Uneori chiar lucrările lui Dumnezeu amplifică aluatul. Sometimes even the authentic works of God amplify the dough. Nu că lucrările ar fi vinovate. Not for the fact that the works would be wrong or guilty of it. Dar noi folosind greșit lucrările lui Dumnezeu. But on the contrary, us using in the wrong way the works of God. Putem amplifica cu ele în viața noastră mândria. We can amplify with them in our lives pride.
Nu e așa? Isn't it true? Asta este un aluat fariseic. This is a pharisaic dough. Putem să ne promovăm interesele. We can start promoting our interests. Câți n-au fost de aceia care, făcând Domnul minuni sau vindecări la rugăciunea lor, până la urmă au ajuns să le vândă pe bani rugăciunile. How many people were not among those who the Lord having performed miracles, healings, wonders through them, they ended up selling them and using this to extort money and as a personal gain. Acesta este aluat. You see, this is pharisaic dough. Și acum, când vorbim despre înțelegere spirituală. So now when we're talking about the spiritual understanding, aici avem trei întrebări. Here we have three questions. Prin a căror filtru trebuie să trecem persoana noastră și lucrarea noastră. And through the filter of these questions we have to filter our persoana noastră și lucrarea care o facem. We have to filter the work that we do and also our own person, our own self. În primul rând, întrebarea lui Iisus pentru Petru. First of all, Jesus' answer for Peter. Cine zic oamenii că sunt eu? Who do the people say that I am? Și uitați-vă ce răspund oamenii. And let us see what the people answer. Ioan Botezătorul. John the Baptist. Ioan murise. John had died. Acum unii ziceau a înviat Ioan și lucrează puterile astea prin el. Now some people were saying John was resurrected from the dead and his powers are working through him. Alții ziceau este Ilie. Other people were saying no, he's Elijah. Alții ziceau unul din proroci. And others were saying no, he's just one of the prophets. În altă parte găsim că cineva ar fi spus că este Ieremia. In another part of the Bible we find that somebody would have said that he is probably Jeremiah. Văzând persecuțiile care i se aduc. Having seen all the persecutions that were coming against Jesus. La întrebarea asta ucenicii știau să răspundă corect. To this question the disciples were able to answer correctly. Cu toate acestea, felul în care ei îl urmau pe Domnul și așteptările lor. Yet in spite of all this, the way that they were following the Lord and in their expectations, erau într-o totală contradicție cu Isus. They still were in a complete opposition and contradiction with Jesus. Ei știau că Isus este Mesia. Yes, they knew that Jesus was the Messiah. Și chiar Domnul Isus apreciază la Petru răspunsul care l-a dat. And even the Lord Jesus appreciates Peter's answer that he gave. Și a spus, nu carnea și sângele ți-a descoperit. And the Lord Jesus even says, it is not the flesh and the blood that revealed this to you. În Matei 16 găsim răspunsul acesta când Domnul spune, ci Duhul Tatălui meu care este în cer. In Matthew chapter 16, we see the Lord Jesus telling Peter, it is not the flesh that revealed this to you, it is the spirit of my Father who is in heaven. Acum hai să vedem ce se întâmplă cu Petru. So now, let us see what's happening to Peter. Dacă rămâne tot sub călăuzirea Duhului. Whether Peter remains under the guidance of pentru the Spirit. Pentru că cea de-a doua problemă la lucrurile spirituale. Because the second issue when it comes to the spiritual matters. Este despre moartea și învierea Domnului. Is about the death and the resurrection of the Lord. Să știți că moartea Domnului trebuia să se întâmple ca să se împlinească Scriptura. You should know that the death of the Lord had to happen in order for Scriptures to be fulfilled. Ei asta n-au putut să o înghită. However, you see, they could just not swallow this one. Au acceptat că Iisus e Mesia. Yes, they accepted that Jesus was the Messiah. Chiar se bucurau că ei sunt ucenicii lui Mesia. For the fact that they were the disciples of the Messiah. Credeau 100% că Iisus este Mesia. They believed 100% that Jesus was the Messiah. Dar nu puteau să accepte ca Mesia să moară. However, they could not accept the fact that Messiah had to die. So, iubiți frați și surori. So you see, my dear brothers and sisters. Moartea și învierea Domnului Iisus au fost întotdeauna un test pentru mulți. The death and the resurrection of the Lord Jesus Christ many times was a test for many people. Dacă mulți au crezut că Iisus a murit pe cruce, if many people believe that Jesus died on the cross, sunt foarte mulți, mai ales curente în vremurile bisericii primare. There are so many currents, especially during the days of the early church. Au început să spună că Iisus a murit în trup, dar a înviat numai în duh. Where the people started saying that yes, Jesus died in the flesh, yet he only resurrected or rose in the spirit. Dacă citiți 1 Ioan în special. If you especially read 1 John. Veți vedea lupta apostolului de a pune la punct aceste lucruri. You will see the battle and the striving of this particular apostle in order to correct this misunderstanding. Știți cum a numit Ioan spiritul acesta care nega învierea în trup a Domnului Isus? Do you know what the apostle John
referred to this spirit that was negating the resurrection of the Lord Jesus in the flesh. L-a numit anticristul. The apostle John called it the Antichrist. Spirit anticristic. The Antichrist spirit. Spiritul acesta venit din aluatul fariseilor, era un spirit anticristic. Spirit that emerged from the Pharisaic dough was indeed an Antichrist spirit. Ei nu puteau să creadă în moartea și în învierea Domnului Isus. Because these people could not accept the fact and believe in the resurrection, in the death and the resurrection of the Lord Jesus. Iubiți frați și surori, ca noi să fim astăzi mântuiți. My dear brothers and sisters, in order for us to be saved today, noi trebuie să credem că Isus a murit și a înviat din morți. We have to believe that Jesus died and resurrected from the dead. Cine este amăgit că Isus n-a înviat din morți. Whoever is deceived that Jesus did not resurrect from the dead. Ci că a fost și el un profet ca oricare. By the fact that perhaps Jesus was just a prophet just like all the other prophets. Și pe baza asta îl pun alături de Isus pe mormon. And based on this falsehood they place next to Jesus Mormon. Sau alți înființatori sau lideri religioși. Or other religious founders. Sau așa considerați profeți. Or so claimed to be prophets. Asta este rătăcire. This is falsehood. Iubiți frați și surori, al nostru Iisus a înviat din morți. My dear brothers and sisters, și stă la dreapta lui Dumnezeu. And he's standing at the right hand of God. Și face mijlocire pentru fiecare din noi. And he intercedes for each one of us. Vă întreb, crede cineva altfel? I want to ask you, is anybody here believing differently? Apoi, cea de-a treia problemă în această tematică. The third problem in this topic. A înțelegerilor lucrurilor duhovnicești. Of understanding of the spiritual things. Este urmarea lui Isus. Is following of Jesus. Ucenicii îl urmau în fiecare zi. The disciples followed Jesus every day. Dar îl urmau într-o stare de orbire. Yet they were following Jesus in a state of blindness. Acum aș vrea să nu înțelegem un lucru greșit. So now I would like for us to not misunderstand one thing. Ca și cum nu mai avem voie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cauze. As if we now are not allowed to pray to God anymore for our problems. Avem voie să ne rugăm pentru cauzele yes, noastre. Yes, we have the right to pray for our problems. Noi știm că Dumnezeu ne răspunde. Because we know that God hears us. Avem voie să ne rugăm pentru problemele, neputințele yes, noastre. Yes, we're allowed to pray for our problems, our weaknesses. Însă, în cazul în care Dumnezeu are alt plan. However, in the event that God has a different agenda. Nu înseamnă că ne lăsăm de pocăință. That doesn't mean that now we're going to deny our faith. Nu înseamnă că nu mai venim la biserică. That doesn't mean that we no longer come to church. Nu înseamnă că nu mai luăm cina. That doesn't mean that we no longer take communion. Dumnezeu are dreptul să ia orice decizie în viața noastră. God has the right to make any kind of decision in our lives. Știți de ce? Do you know why? Pentru că noi i-am dat dreptul acesta. It is because we gave him this right. Când noi am intrat în apa botezului. When we entered into the water baptism. Noi l-am numit pe el Domn și Mântuitor în viața noastră. We called him the Lord and Savior of our lives. Și ce am zis? And what did we say then? Ai dreptul să iei orice decizie privitor la noi. We said, Lord, you have all the right to make any kind of decision regarding us. Și noi te vom urma. And we are going to follow you. Aș vrea să vedeți aici niște oameni. So now I would like for you to see here certain people. Pe proprii lui ucenici. His own disciples. Când Domnul nu doar că a vorbit despre moartea și învierea When sa, the Lord not only spoke about his death and resurrection. Dar când el a murit. But actually when he died. Ce au făcut ucenicii? What did the disciples do? Încă înainte ca să moară, când l-au arestat pe Isus. Actually before Jesus even died, when they arrested Jesus. Toți au fugit. What did the disciples toți do? L-au they părăsit all fled and they all forsook Jesus. Iubiți frați și surori, știți ce văd eu în această părăsire My dear brothers a Domnului? And sisters, do you know what I see here through this fleeing or this forsaking of the Lord? Văd lepădare de credință. I see denial of faith. Folosind limbajul de mai târziu al apostolului Pavel. Using the language of the apostle Paul that he uses a little later on. Când vorbește de vremea aceea și de timpul lepădării de credință. When he talks about that time and that time of denying of faith. Știți că în 2 Tesaloniceni 2 cu 3, Pavel vorbește că Isus nu va veni înainte ca să fie lepădare de credință. Because you know in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, Paul talks that the Lord Jesus will not come before the denying of the faith is going to take place.
Când vorbim despre lepădarea de credință. So therefore, when we are talking about the denial of faith. Cum arată această lepădare? How does this denial look like? Hai să ne uităm un pic la ucenici. Let us just take a closer look at the disciples. Și să luăm și noi ce putem pentru noi. And let us just try to take as much as we can for us. Iuda l-a vândut pentru bani. Judas sold Jesus for money. Petru s-a împotrivit lui Iisus când a vorbit de moarte pe cruce. Peter opposed Jesus when he talked when Jesus was talking about his death on the cross. Aduceți-vă aminte ce atitudine la Petru. Remember what attitude Peter had then. Și când Domnul l-a mustrat. And when the Lord Jesus rebuked Peter. S-a pocăit Petru? Did Peter repent? A renunțat la atitudine? Did Peter renounce that attitude? Nu, când au venit ei să-l aresteze, a scos sabia. When the people came in the garden to arrest Jesus, what did he do? He drew the sword. Încă Petru s-a ofensat pe Domnul. Actually Peter took offense at the Lord. Știți ce s-a întâmplat? Do you know what happened? A căzut din credință mai târziu. Peter fell away from faith a little later on. La Marea Tiberiade, Domnul va trebui să facă restaurarea lui Petru. At the Sea of Tiberias, the Lord Jesus is going to have to do Peter's restoration there. Ceilalți ucenici? The other disciples, for another n-au acceptat example, planul lui Dumnezeu. They did not accept the plan of God. Ca Iisus să moară. For the fact that Jesus had to die. Și toți au fugit. And so in this way you see at one point everybody fled. Și mai târziu s-au întors la treburile lor. And a little later on they went about their business. Așa s-a întâmplat cu cei mai credincioși oameni. That is exactly what happened to the most faithful people. Să nu spui niciodată cu mine nu se poate întâmpla. So you see, never say this can't happen to me. Că astea sunt aere de mândrie. Because these are attitudes of pride. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar. The word of God clearly says. Cine crede că stă în picioare. Whoever thinks that they're standing firm. Să ia seama să nu cadă. They should be watchful so that they're not going to fall. Să știți că aceste vremuri le trăim din nou. You should know that we are living in these times again. Dar le trăim sub alte forme. Yet now we're living in these times in different ways. Trăim vremea când venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. We are living in a time when the coming of the Lord Jesus is very near. Să știți că acum este timpul când fecioarele înțelepte trebuie să strângă un de lemn. You should know that this is the time when the wise virgins should be gathering oil. Și acum este timpul. And this is the time. Când fecioarele neînțelepte. When the foolish virgins. Au cele mai multe scuze să nu strângă un de lemn. Have the most excuses not to gather oil. Iubiți frați și surori, my dear brothers and sisters, timpul și vremea care noi o trăim. The time and the season that we are living in. Sunt timpuri care nu se mai întorc niciodată. These are times that will never return. Sunt timpuri care trebuie să le răscumpărăm. These are times that we actually should be taking very seriously. Chiar uneori cu prețul renunțării la anumite proiecte. Many times even with the price of giving up certain important projects from our lives. Dacă trec zile și nu te mai rogi. Whether days, if days are going by and you are no longer praying. Trec multe ocazii și nu mai vii nici la church. By and you don't come to church. Cu aceste programe, cu aceste timpuri de rugăciune nu te mai întâlnești niciodată. With these services of prayer, you will never come across again. Sunt așa de multe lucruri de făcut în lumea asta. There are so many things to do in this world. Biblia însă vorbește despre umplerea cu Duhul Sfânt. The Bible, however, talks about the infilling with the Holy Spirit. Vorbește despre venirea Domnului. The Bible talks about the coming of the Lord. Vorbește despre evangelizarea lumii. The Bible talks about the evangelism of the world. Dar parcă toate acestea. Yet it seems like in spite of contravin cu timpul nostru. All of these are coming against our time. Cu planul nostru de familie. All these are coming against our family time and cu interesul family plans, nostru de fiecare zi. Interest that we carry on every day. Și atunci ce facem? And yet what then in that case what do we do? Știți ce au făcut și ce vor face mulți? Do you know what many people did and they will do? Vor rămâne fidel planurilor lor. They are going to be very faithful to their own plans. Știți de ce fecioarele neînțelepte n-au fost răpite? Do you know why the foolish virgins were not raptured? Pentru că s-au lepădat de credință. It is because they denied the faith.
Cum s-au lepădat, frate, că n-au negat pe Domnul? How did they deny the faith, brother, because they didn't negate the Lord? Uneori avem tendința să credem că lepădarea de credință înseamnă să te pune la zid, să tragă cu pușca. But sometimes we tend to believe that denial of faith means for you to be placed next to the wall and somebody to shoot at you. Sau să taie capul, cum face Hamas. Or to behead somebody just like Hamas does. Nu, lepădare de credință. Denial of faith înseamnă să-l pui pe Iisus Hristos pe locul 2 în viața ta. Also means to put the Lord Jesus on the second place in your life. Cine îl pune pe Iisus pe locul 2, de fapt nu-i dă niciun loc. Actually, whoever places Jesus on the second place in their lives actually is giving Jesus zero place in their life. Pentru că Iisus nu va accepta nici locul 2, nici 3, nici ultimul. Because Jesus is not going to be to take a second place or third place or no other place. Iisus trebuie să fie Domn și Mântuitor în viața noastră. Jesus has to be the Lord and Savior in our lives. Poziția aceasta corespunde cu locul numărul and this position corresponds only with a first place. Cine nu-i dă lui Dumnezeu primul loc în viața lui. And whoever doesn't give God the first place in their lives, nu-i dă nici unul. They're not giving him any other place. Știu că toți trebuie să trăim. I know that we all have to live. Știu că fiecare trebuie să muncească. I know that every one of us have to work. Este biblic. Yes, it is biblical. Dar nu spune nicăieri în Biblie. Yet nowhere in the Bible says. Să muncești și cu prețul rugăciunii. To work even with at the cost of prayer. Timpul ăla în care ar trebui să stai în rugăciune, that tu să muncești. That you should be spending in prayer for you to work. Nu scrie asta. No, it doesn't say that. Pe noi înțelepciunea lui Dumnezeu. In us, the wisdom of God. Ne învață. Teaches us. Să dăm o zi lui Dumnezeu. To give one day to God, a full day to God. Ei vine aluatul fariseilor. You see, the Pharisee though comes. Și spune numai 3 ore, frate. And they say, oh brother, 3 hours is enough. Restul poți să duci la cumpărături, la mall, rezolvi problemele, întâlnești ce. Do grocery shopping, do whatever you want. Cu cei cu care faci business luni și marți. Meet up with the people that you carry on business on Monday and Tuesday. Ce-ar fi să stai toată duminica în închinare? What would it be, however, if you spent the entire Sunday in worship? Este ziua lui Dumnezeu. It is indeed the day of the Lord. Vedeți, în cele mai simple lucruri so suntem prinși. Even in the smallest things we are caught. Ce să mai vorbim de lucruri mai grele? What could we say about harder things, more difficult, deeper things? Lucruri de fiecare zi în timpul things săptămânii. That involve every day during the week. Unde parcă de cele mai multe ori sunt crucificate prioritățile spirituale. Where it seems like the spiritual priorities are the ones who are crucified more often. Nu uitați, trăim timpuri. Don't forget that we are living in times care nu le vei mai vedea niciodată. That you will never see again. Dar fiecare vom simți consecințele. However, each one of us are going to feel those consequences. Le vom simți din plin. We are going to fully feel those consequences. Dacă nu lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu. We allow for the Spirit of God să ne experimenteze, să ne dea o trezire spirituală. To give us the experience and bring the true spiritual revival. Și să lăsăm să ne umple Duhul lui Dumnezeu. And to allow the Spirit of God to fill us. Dar să ne umple cum n-am fost niciodată. But to fill us in such a way that we have never been filled before. Poate ești tentat să spui, frate, atunci pe vremuri când era. Maybe you're tempted to say, brother, back in those days when it was like that. Nu ca atunci. No, not like then. Nu ca atunci. Not even like then. Mai mult decât atunci. More than then. Mai mult decât atunci. Even more than then. Pentru că vremurile care le trăim noi astăzi because sunt mai grele decât vremurile de atunci. That we are living today, they are a lot harder and harsher than back in those days. Sunt mult mai provocatoare decât vremurile de atunci. They are more challenging and more provoking than those days back in the days. Ar trebui să petrecem cu Dumnezeu. So therefore we should be spending time with God. Timp îndelungat în long fiecare periods zi. Of time every day. Ar trebui nu să limităm rugăciunea. We should not limit the time of prayer. Nu să limităm biserica. We should not limit the church time. Nu să limităm părtășiile cu Dumnezeu. We should not limit the fellowship with God. Și întâlnirile cu frații. And with the fellowships with the brethren. Ci să limităm lucrurile noastre. On the contrary, we should be limiting așa, our own până things. La blană. All the way to the skin. Nu întrebări cât de puțin, frate, not questions, cu brother, Dumnezeu. How little should we spend with God? How little? Crezi că dacă numai atât e ok? Do you think that if we spend this much, is that okay? Nu, acum se inversează no, lucrurile. Now the things are turning. Și să spunem cât de puțin cu lucrurile noastre. How little with our own things? Păi atunci, frate, da. Oh, brother, e cam if greu. We do that, it's gonna get difficult.
Cu Dumnezeu niciodată nu e greu. With God it is never too hard. Mai bine limitați din punct de vedere pământesc. It is better to be limited from an earthly perspective. Dar nu limităm niciodată harul lui Dumnezeu. Let us never limit the grace of God. Pentru că este un timp în care se dă din belșug. Because it is a time when it is given abundantly. Se dă din belșug celor care cer. It is given abundantly to the ones who ask. Celor care caută. To the ones who are seeking. Celor care bat. Ones who are knocking, celor care umblă după lucrurile împărăției lui Dumnezeu. To the ones who are running and chasing after the kingdom of God and the things of the kingdom of God. Biserica Domnului Iisus Hristos. The church of the Lord Jesus Christ. Este pe punctul să facă o mare greșeală. Is on the point, at the point of making a big mistake. Dacă citiți Matei 25. If you read Matthew chapter 25. Veți vedea când fecioarele toate, înțelepte și neînțelepte. You will see that when the 10 virgins, the foolish and the wise, s-au grăbit și au ieșit în întâmpinarea mirelui. When they rushed to go and meet up and meet the bridegroom. Din momentul în care s-au grăbit și au ieșit în întâmpinare. The moment they rushed and went out to meet the bridegroom. Ele s-au desconectat de sursa unde lemnului. They disconnected themselves from the source of the oil. Ele nu trebuiau să iasă în întâmpinare. They should have never rushed to go to meet the bridegroom. Ele trebuiau să rămână pe genunchi. What they should have done instead, they should have remained kneeling down on their knees. La sursa they should have remained connected with the source of the oil. Dar știți cum e? However, you know how it is. Începe să se predice, mai este un pic și vine Domnul. There's all kinds of preachers preaching, just a little bit of time left and the Lord is coming. A fost COVID-ul în 2020. The COVID came in 2020. Deja frații cântau, suntem gata pentru ta venire. And the brothers were singing, Lord, we are ready for your coming. Aia s-o creadă ei. Oh, they shouldn't believe that. Nu sunt gata. They're not really ready. Încă până atunci mai este. Until that time, there's still some time. Și oarecum asta face biserica toată ziua cu ochii pe news-uri. This is what the church does all day long, looking for news. Pân predicarea, când vine Domnul. Sermons and preachings when the Lord is coming. Sunt câțiva predicatori care aproape că știu și când vine Domnul. A few preachers almost can claim exactly the day when the Lord is coming. Aveți grijă că vă scoate afară și vă desconectează de sursa unde lemnului. What they're doing is they are disconnecting you from the source of the oil. Este una din cele mai mari defavoruri și stricăciuni care se poate face unei biserici that la ora is the actuală. Greatest damage that somebody can do to a church currently speaking. Noi trebuie să învățăm din pilda lui Iisus Hristos. We have to learn from the parable an example of the Lord Jesus Christ. Pilda ne spune nu vă uitați la vremuri și sorace. Don't look at the times and the seasons. Voi rămâneți pe genunchi conectați cu sursa. Cu undelemnul. With the oil. Pentru că încă se dă un delemn. Because oil is still being given. Încă nu ești plin. You are not full yet. Încă vasul nu-i plin. Your vessel is not full yet. Atunci când dă peste el, se manifestă. And when it overflows, it begins to manifest. Se manifestă în jur. Yes, it manifests se manifestă darurile. It will manifest. The gifts of the Holy Spirit will begin to manifest. Dar dacă nu manifesti nimic, however, încă nu ești plin. However, if you're not manifesting anything, what does that mean? That you're tu not trebuie full. Să stai acolo. So therefore, you have to continue to remain there. Și pe la miezul nopții s-a auzit and o strigare. Midnight, a cry rang out. Vine noaptea peste biserică. The night is coming over the peste fecioare, vine, over the vine, virgins, vine noaptea. The night is coming, the darkness is coming. Și ele deja l-au așteptat, and încă nici seara nu s-a făcut. Already were waiting. They were waiting before it was even dawn. Și vine miezul nopții. And the midnight is și încă mirele n-a venit. And the bridegroom had not come. Și ele sunt în așteptare și uleiul pe terminate. And the oil is getting very scarce. Pentru că așa se întâmplă dacă nu stai conectat cu sursa. That is what's happening if you don't remain connected with the source. Știi până când trebuie să stăm conectați do cu sursa. Do you know until we have to remain connected with the source? Până vine. Until he comes. Nu trebuie să ieșim noi în întâmpinarea lui. We don't have to rush to go and wait for him to come. El te ia de acolo, vei zbura de acolo de la sursă. Wherever you are, you are going to fly to him from wherever you are, from the stai source. Stai liniștit. So just be at peace. Și cinci jumate din ele au rămas. And half of them stay behind. Aveau un de lemn. Yes, they had oil. Erau botezate cu Duhul Sfânt. They were baptized with the Holy Spirit. Credeau în darul. They believed in the gift. Credeau în they Dumnezeu, în lucrări, în Biblie. Credeau in în prophecies, in the Bible, they believed it all. Dar pentru că au rămas fără un de lemn. Because they were left with no oil. Că au ieșit prea repede because în întâmpinare. Because they rushed to go meet the bridegroom too soon. Cinci au rămas. Five of them were left behind. Au venit înapoi. Yes, they came back. Și au venit cu un de lemn. And they came with oil. Au bătut. Deschide-ne că avem un de lemn. And they said, open, we have the oil. Domnul zice, dar nu vă cunosc. The Lord said, I don't know you. Nu vă cunosc. I don't know you.
Cum vrei să ți se spun atunci? What do you want to hear in those days? Că te cunoaște sau că that nu te cunoaște? You or that he doesn't know you? Dacă vrei să fii cunoscut if în ziua aceea, known on that day, începe să strângi un de lemn. Start gathering oil. Nu lăsa ca activități, don't lucruri, allow for your activities, bani, for economie, work, for money, economy, vești, telefon, news, phone, news-uri, the calls, the news, whatever ce sunt, să te desconecteze de sursă. Promisiuni că vine înainte de noapte. Promisiuni că vine după. Nu știm când vine. Noi trebuie să stăm conectați cu sursa. Pentru că El vrea să-ți dea un de lemn de sus. El vrea să intri cu El în odaie. Aleluia! De aceea, iubiți frați și surori, de aceea suntem la această cină. Știți că această cină vorbește despre promisiunea revenirii Domnului nostru. Trăim o vreme extrem de importantă. A fost important ce au trăit cei 12 ucenici și biserica primară. Dar este un timp mai important care îl trăim noi astăzi. Biserica primară din secolul I, the early church from the first century. Probabil oamenii aceia, frații aceia, ne invidiază că noi trăim aceste vremuri ale revenirii Domnului. Spun în sensul bun al cuvântului. I am saying in the good meaning of the word. Oh, ce zic ei dacă am trăit noi vremea aia? What would they say if we truly were living in that time? Nu știu dacă ar trăi tot la fel ca noi sau diferit. I don't know if they would live the same way as us or if they would have lived differently than us. Anticipez doar că probabil ar trăi diferit. I am anticipating that they probably would have lived different. Dar biserica trebuie să se lase provocată de Duhul lui Dumnezeu. However, has to allow itself to be provoked by the Spirit of God. Și să înceapă să ia cu seriozitate lucrurile. And to begin to take it very seriously, all of these things. Cine este Domnul pentru tine? Who is the Lord for you? Nu doar că este Domnul tău, he's not only your Lord, este El și mirele tău care îl aștepți. Also your bridegroom, the bridegroom that you are waiting for? Ce spune Scriptura? What does the scripture say? Pentru ucenici a spus că Mesia va fi omorât. For the disciples, the Bible says that the Messiah is going to be killed. Și n-au vrut să creadă. They didn't want to accept that. Sau au luat superficial. Or they took it very lightly. Pentru noi Scriptura spune că Iisus vine pe nori. For us, the scripture says that Jesus is coming on the clouds of heaven. Și orice ochi îl va vedea. I will see him. Luăm noi în serios treaba asta? Are we taking this seriously? A lua cu superficialitate cuvântul lui Dumnezeu. Taking this, the word of God with superficiality. Este cea mai mare greșeală care cineva o poate face. It's the greatest mistake that anybody can make. Și apoi ultimul lucru. And the last thing. Dacă vrei să-l urmezi pe el. If you want to follow him. Ai grijă că această urmare a lui Iisus este periculoasă. Be careful, because this following of Jesus can be dangerous. Pentru că într-o zi El îți va cere, nu asta, ci asta. Because one day he's going to ask of you not this but this. Planul tău va fi acesta. Your plan is going to be this. Și Domnul va zice, dacă vrei să mă urmezi pe mine. And the Lord is going to say, if you want to follow me, lasă planul ăsta. Put this plan behind you. Și urmează-mă în planul ăsta. Start following me in this plan. Ce ai să faci atunci? What are you going to do then? Poate ești un tânăr. Maybe you're a young man. Care urmărești o anumită carieră. Who are trying to decide on a certain career. Nici nu te-ai gândit că Domnul vrea să fii umplut cu Duhul Sfânt. You didn't even think about the fact that the Lord wants you to be filled with the Holy Spirit. Când te-ai rugat ultima when dată? When did you pray the last time in perseverance? Sau poate ai fost botezat cu Duhul Sfânt cu ani de zile. You were baptized with the Holy Spirit many years ago. De ce nu practici darurile why spirituale? Are you not practicing the spiritual gifts? Cine vorbește în alte limbi să the se roage? Who speaks să tongues, they need to pray in order to receive the interpretation of tongues. Unde ești tu? Where are you standing? Cum îl urmezi pe Domnul? How are you following the Lord? Te vei îndrăgosti de o fată lulea. You're going to fall in love with a girl. Și Domnul va zice, renunță la fata. And the Lord is going to say, give up that girl. Ești o fată și te vei îndrăgosti de unul. Perhaps you're a young lady and you're going to fall in love with somebody. Și Domnul va zice, renunță la el dacă vrei să mă urmezi pe mine. And the Lord says, give up that boy if you want to follow me.
Pentru că în planul meu eu am altceva pentru tine. Because in my plan the Lord will say I have something different for you. Avem noi prioritățile lui Isus? Do we have the priorities of Jesus? Să fim foarte atenți. Let us be very careful. Că trăim vremurile lepădării de credință. In times of denial of faith. Când mulți se leapădă de Isus fără să știe că se leapădă. Without even knowing that they are denying Jesus. A nu da prioritate lui Isus Hristos. Not prioritizing Jesus Christ. Al pune pe Isus pe locul doi. And putting Jesus on second place. Înseamnă lepădare de That means denial of faith. Iubiți frați și surori, noi servim un Dumnezeu care ne cheamă să-L urmăm pe El. Calls us to follow Him. Și știți care este condiția? And do you know what the requirement is? N-ai să poți să-L urmezi. You're not going to be able to follow Him. Doar venind la biserică. Just by coming to church. Doar venind la rugăciune. Just by coming to prayer. Sau doar venind la cină. Or just by coming to communion. Sau făcând toate lucrurile care le face o biserică. Or by doing all the things that a church does. El a spus foarte clar. He clearly said. Dacă cineva voiește să vină după mine, versetul 34. Verse 34. If somebody wants to follow me. Din Marcu capitolul 8. Mark chapter 8. Spune că apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii. Here the word of God says, and he summoned the crowd together with his disciples. Și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine. And he said to them, if anyone wants to come after me. Să se lepede de sine însuși. He must deny himself. Știi ce înseamnă asta? Do you know what this means? Asta înseamnă extrem de mult. This means extremely a lot. Asta spune că el e pe locul 1 și tu pe this locul 2. This tells me that he is on number one place and you are on second place. Când te duci acasă astăzi. When you go home today. Înainte de programul de seară sau după programul de seară. Before tonight's service or after tonight's service. Du-te în fața oglinzii. Go in front of the mirror. Și spune, ești pe locul 2. And tell yourself, you are on second place. De astăzi ești pe locul 2. From today on you are on second place. Până acum ai fost pe locul 1. Up until this point you are on first place. De azi încolo ești pe locul 2. From today on you are on second place. Iisus este pe locul 1. Jesus is on first place. Am să dau prioritate lucrurilor lui Iisus. I'm going to prioritize the things of Jesus from now on. Mai bine leapăd pe ăsta. It's better for me to deny this one. Mai bine leapăd lucrurile de care are nevoie ăsta. It's better for me to deny the things that this one needs. Orice. Anything. O să ziceți, frate, e prea de tot. Now you're gonna say, oh, this ia să citiți versetul 35. Let us read verse 35. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Și dacă ai posibilitate să câștigi toată lumea? Even if you have the possibility to gain the whole world. În termenii noștri ar fi să devii multimilionar, da? In our terms that would mean for you to become a multimillionaire. Versetul 36. Verse 36. Astea sunt cuvinte din rostite de Dumnezeu însuși. These are words that were uttered by God himself. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? For what does it benefit a person to gain the whole world and forfeit his soul? A nu-l urma pe el. Not following him. Înseamnă să-ți pierzi sufletul. To lose your soul. Dacă vrei să câștigi viața. If you want to gain your life. Dacă vrei să câștigi sufletul. If you want to gain the soul. Trebuie să-l urmezi în tot ce-ți cere el. To follow him in everything that he requires. Este timpul lepădării de sine. It is the time of self-denial. Este timpul când trebuie să crucifici sinea. It is the time when you have to crucify your flesh. Biblia spune să-și ia crucea în versetul 34. The Bible says to take on the cross in verse 34. Până nu luăm crucea. Until we take up the cross. Asta înseamnă cu prețul this crucificării. Means with the price of crucifixion, our self-crucifixion. Este un preț mare. Yes, you see, it's a big price. Asta nu e o joacă de copii. This is not a child's play. Versetul acesta când îl luăm serios. When we take this verse seriously. Schimbă viața ta. It changes your life. Schimbă drumul vieții it changes tale. Your road. Schimbă prioritățile it changes tale. The priorities schimbă of your familia life. Ta. It changes your schimbă family. Business-ul it changes tău. Your business. Schimbă it totul. Changes everything. De multe ori am văzut credincioși care vor să schimbe Evanghelia. Many times I saw Christian believers who want to change the gospel. Lasă, frate, că nimeni nu-i perfect. Oh, brother, nobody's perfect. Lasă, frate, că nimeni nu-i sfânt. Oh, brother, nobody's holy. Într-o zi vor vedea cu prețul mântuirii lor ce-au vorbit. One day they will see with the price of their salvation what they spoke. Nu, ce a spus Domnul rămâne în picioare. No, what the Lord said will remain standing. Cerurile și pământul vor trece. The heavens and the earth will pass away. Uitați-vă
câte lucruri sunt în cer și pe pământ astăzi. Dacă te uiți noaptea pe cer și vezi ce galaxii, ce stele, ce luminători. Dacă faci o călătorie în Europa, în America și vezi din avion câte lucruri, câți oameni, toate vor trece. Cuvântul lui va rămâne. Cuvântul acesta va sta în picioare. Fie că ne vom duce în rai, fie că ne vom duce în iad, va sta în picioare. This word will remain standing. Și Domnul spune, și apoi să mă urmeze. And the Lord said, and after that, follow me. Nu-l poți urma pe el. You cannot follow him. Dacă nu te lepezi de tine. Unless you deny yourself. Nu-l poți urma pe el. You cannot follow him. Dacă nu ți-ai crucea. Unless you take up the cross. Să fii gata să fii crucificat. And be ready to be crucified on it. Asta înseamnă să plătești chiar cu prețul vieții. Even with the cost of your life. Nu poți. You cannot do it. Nu poți. You cannot. Al urma pe Iisus este o treabă serioasă. Is a serious matter. Este cea mai serioasă treabă. It is the most serious matter. De aceea Domnul ne cheamă. For that reason, the Lord is calling us. Să-l urmăm pe el. To follow him. Să fim gata să-l urmăm and to pe be el. Ready to follow him. Iubiți frați și surori, dear brothers and sisters, întrebarea care se pune. The main question that remains. Vrei să-l urmezi tot cum l-ai urmat până acum? Do you want to follow him the same way you have followed him until this point? Păi cum l-ai urmat? How did you follow him? N-aș vrea să jignesc pe nimeni. I wouldn't want to offend anybody. Știți cum? Do you know how? L-am pus pe el pe locul 2, 3, 5, 10. Superficial. Superficially. Haideți să-l urmăm cum cere el. Let us, however, begin to follow să-l punem pe el pe locul 1. Let us put him on the first place. Amen. Să-l punem pe el pe let locul 1. Let us put him on the first place. Mai bine Amen. Să ne pierdem viața asta. It is better for us to lose this life. Dar să o câștigăm pe aia. Gain the other one. Aia e și mai lungă. Because that one is longer. Asta e scurtă. This one is very short. Aia e eternă. That one is eternal. Asta este plină cu necazuri. This life is full of trials. Aia este numai fericire și bucurie. That one is just happiness and joy. Iubiți frați și dear brothers and sisters, nu ne mai uităm la cei de lângă noi. Nu ne mai uităm la cei la ce face altă biserică. Nu ne mai uităm la ce au făcut alții și ce vor face alții. Este timpul lepădării de credință în care poporul lui Dumnezeu este chemat la veghere. Și vegherea este să ai în fața ta imaginea permanentă a Mântuitorului tău. For you the image of your Savior. Ca să-l urmez pe to el. Follow him. Amen. Și nici măcar o clipă. And not even for one split of a second. Să nu-l abandonezi. To abandon him. Nici pentru bani. Not for money. Nici de frică. Not for fear. Nici din cauza oamenilor. Not because of the people. Nici din cauza altor lucruri. Not because of other things. Nici măcar din cauza familiei tale. Not even because of your family. Dacă familia ta va abandona. If your family is going to tu abandon, să nu-l abandonezi. You should not abandon. Dacă vei vedea că copiii tăi îl vor abandona. If you see that your children are abandoning, tu rămâi fidel lui Isus. Remain faithful to Jesus. Dacă vei vedea că părinții tăi, bunicii tăi îl vor abandona. If your grandparents are abandoning him, tu rămâi fidel lui Isus. You remain faithful to Jesus. Pentru că numai cei care îl urmează. Because only the people who follow him. Aceia vor fi cu el. Those are the ones who are going to be with him. Ceilalți nu au nicio garanție. Have no guarantee. Vă invit astăzi. I want to invite you today. Să stăm la masă cu el. To sit at the table with Jesus. De fapt, eu doar extind invitația pe care Domnul deja a făcut-o. Actually, I'm just extending the invitation that the Lord has already made. Invitația nu o facem noi. Because we are not the ones making the invitation. Invitația o face el. The invitation he is the one making. Noi doar extindem. What we are doing is just extending the invitation forward. Tu poți să extinzi. You can also dacă vezi un frate, o soră. If you see a brother or sister. Când a fost de mult la cină, la biserică. They didn't go to church for a long time. Extinde invitația cu un telefon. Nu te-am văzut them. De mult. And say, vino, call them and say, I haven't pasul. Seen you in a long time. Just come. Domnul te iubește. The Lord loves you. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și vă invit să intrăm într-o rugăciune de cercetare. În această rugăciune, prayer, poate unii vor spune, maybe some people will say, Doamne, Tu vezi cât am Lord, făcut. You see all the things I have done. Tu vezi cât e împlinesc. Lord, you see how much I can fulfill. Tu vezi cât ești de sincer you pentru tine. You see how honest and how sincere I am for you. Tu vezi cât mă sacrific pentru împărăția ta. You see how much I sacrifice myself for your kingdom. Tu vezi cât muncesc pentru familie. Lord, you see how hard I work for the family. Tu fă cum vrei. Do whatever you want.
Altul poate va zice. Somebody else will say. N-am niciun merit. Lord, I have no merit. Îți mulțumesc pentru harul tău. I thank you for your grace. Îți mulțumesc pentru păcatele iertate. Lord, I thank you for the forgiven sins. Te rog, iartă-mi păcatele. Lord, forgive my sins. Ai milă de mine, păcătosul. Have mercy, Lord God, on me, the sinner. Și dă-mi vrednicia de a sta cu tine la masă. At the table with you. Numai tu mă poți only face vrednic. You can make me worthy. Nu știu cum vei spune. I don't know your attitude, spune tu cum vrei. Say, but you can do whatever and say whatever. Însă harul lui Dumnezeu, however, the grace of God, este extins astăzi pentru fiecare din noi. Today for each one of us. Să stăm la masă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Savior, Jesus Christ. Aceste, ceea ce este pe masa aceasta, what we have here on this table, nu este doar o pildă, it's not just a parable or un simbol, it's not a symbol. Este un lucru faptic, it practic, is a fact. It is a practical thing. Prin rugăciune through și prayer, prin cuvântul lui Dumnezeu, through the word of God, veți vedea că ceea ce este pe masă nu schimbă gustul. Will not change the flavor. Vorbesc gustul pământesc, gustul biologic. I am talking about the biological taste. Vei simți you gustul will unei azimi. The same, a taste of a bread. Vei simți gustul unui rod al viței. You will feel the same taste of the fruit of the vine. Însă El a promis. However, he promised să credem că ce este pe masă astăzi. What we have on the table today. Primește autoritate din El. Primește valoarea și puterea trupului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Asta trebuie să credem. This is what we have to believe. Noi credem asta. When we believe this, și noi consumăm asta. And when we consume this, noi îl consumăm pe El. We consume Him. Nu vei simți carne în gură, nici no, nu vrem asta. No, you're not going to feel meat in your mouth or flesh. You don't want this. Excuse me for this language. Limbajul ăsta, nici nu vei simți altceva. You're not going to feel sau, anything Doamne else. Ferește, blood or vei simți no, că ești iertat. Going to feel that you're forgiven. Vei simți că ești mântuit. You're going to feel that you're saved. Vei simți că ți s-a mai dat har. You're going to feel that more grace was given to you. Vei simți o nouă umblare cu Dumnezeu. You're going to feel a new walk with God. Vei simți că din nou s-a noit promisiunea lui față de tine. For you was renewed once again. S-a vorbit aici despre Ieremia când se ruga pentru cei din Babilon. It was preached here about Jeremiah when he was praying for the people in Babylon. Știți că Ieremia. Do you know that Jeremiah? Și vom găsi și alți profeți. And we will also find other prophets. În special Ieremia. However, especially Jeremiah. După ce Ierusalimul a fost distrus. After Jerusalem was destroyed. Poporul luat. The people was taken. El a spus ce mă face să mai trag nădejde. What still makes me hopeful? Pentru că era o situație ca în Ucraina, totul dărâmat. Because it was a dire situation just like in Ukraine. Everything was morții demolished, erau îngropați. The dead were not even buried. Just like in the modern world. Și erau numai putrefacții pe drumuri și boală și mizerie. Și miros urât. Era o situație îngrozitoare. Când Ieremia spune ce mă mai face să trag nădejde, este că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Îndurările lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Dacă Ieremia a putut să creadă asta în circumstanțele acelea, și noi putem să credem astăzi că bunătatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit, că îndurarea lui n-a ajuns la capăt, ci s-a înnoit și în dimineața aceasta când putem sta la masă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Toată gloria să fie a Domnului. All the glory be the Lord. Vă invit să stăm în rugăciune. Lasă să te cercetează. Nu încerca tu cu inteligența ta. Dacă îți va aduce o mustrare, spune-i, da, Doamne, așa este. Vreau să corectez totul. Vreau să îndrept totul. Nu încerca să te iei la contrazicere cu Dumnezeu. Dacă îți va aduce, știu eu, un cuvânt de tăiere, te va tăia, te va răni, te va Duhul lui Dumnezeu, El te va și vindeca. Yes, he's the one that's going to also heal you.